Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori. Și bonjurică, bonjurică, e momentul să îi spunem bună dimineața lui Radu Paraschivescu. Bună dimineața. Radu Paraschivescu. Nu vă ridicați. Da. Ne bucurăm că a venit printre noi. 21-22. Cum se spune, mi-a scris Dragoș Pătraru de dimineață: băi, vezi că m-a corectat fiica mea că nu există de fapt rezoluție în limba română. Dar știi cu sensul de decizie istorică pe care o iei la beție pe 31 ianuarie. Și o regreți a doua zi. O regreți câteva zile, pentru că renunți ușor la ea. Da, exact. Spune. Ei spun goals. Goals. Da, nu mai spun nici obiective, nici rezoluții. Gen Z zice goals. Goals. Da, da, da. O să apară și la noi goals-uri. Da, păi sunt goals-uri, da. Goals-uri. Mai multe golfuri decât goals-uri. Și goals. Da, păi asta zic, că e simplu. De asta te-am invitat, dar știu că n-ai nicio părere despre chestia asta, deci poate o să schimbăm subiectul. Am văzut că se scumpește low cost-ul. Au pierdut ăștia foarte mulți bani. Și e un fel de închide la non-stop. Da, mă rog, sunt probleme foarte mari în rest. Voiam să te rugăm să arbitrezi la gloriosul zilei, să ne spui care e părerea ta. Am adunat câte ceva așa din ce a picat. Gloriosul zilei. Andrei Atonciu a vorbit despre Emil Rengle. Te mai uiți la televizor? Nu mai uit, da. Și a spus: nu toți sunt faimoși în echipa faimoșilor ca dansatorul minunat. Trebuia să-și ia tocurile ca să facă ceva. O să fie din ce în ce mai praf. N-are ce căuta acolo. E un îmbârligător. Și Cornel Dinu a spus: Torje arată ca un burger. Trebuie premia la conismul totuși. Da. Că mă gândesc. Campei suntem. Nu știu dacă ai auzit că Tudor Giurgiu filmează filmul despre Sibiu 89 la Brăila. Am văzut o poză, da, păi da. Se știe, nu? Salamul de Sibiu, cine știe pe unde se făcea. La Bacău. Da, și chiar la Sinaia, mi se pare. Încercăm puțin să vorbim despre... Lămâița concentrată de portocal, am avut și noi lucruri de astea. Da? Era un concentrat, un suc, pe care îl îndoiai cu apă. Așa. Se chema lămâița și scria de sub, concentrat de portocal. În anii 80, da. Vai de mine, da. Bine, așa, portocalița chiar sună de rahat, iartă-mă. Ai dreptate. Lămâița, da, poți să te distrezi. Cum e cu rezoluțiile? Odată crezi că va deveni acceptată și sensul ăsta în dicționar? Categoric. Da, eu mi-am luat ieri ediția nouă din Dom, dar acolo n-am apucat să mă uit la rezoluții, m-am uitat la altele. Dar tu cunoști pe cineva care scrie la publicația asta? Da. La Dom? Da. O cunosc pe coordonatoarea volumului, pe doamna Ioana Dragu. Ioana Bretia. Preteanu Vintilă? Nu, nu mai știu. Vintilă în orice casă. Ioana Dragomirescu Vintilă. Așa. O cunosc, am și purtat o discuție acum câțiva ani și o doamnă foarte în regulă și cu argumente foarte bune. Știm unde stă? Nu știm unde stă și nu o să aflăm vreodată. Dar ce am vrut eu să văd, am fost curios să văd dacă spăsit a rămas spăsit. Pentru că eu am o problemă cu cuvântul ăsta, fiindcă 99% dintre oameni spun spășit. Da. Pentru că pleacă de la a-i spăși. Nu, n-are nicio legătură. Și oricum e o situație de rahat când ești spășit și vine din engleză, de fapt. Din spaced. Da. Așa. Spăsit? Spăsit, da. Doamne, s-a păstrat. Și de unde vine? Adică... Cum de unde vine? Păi, din România, din inima României. De ce nu spășit? Sună mult mai cu sens spășit. Sună, ți se pare mai logic, pentru că asociezi cu verbul a-i spăși, de aia. Da. De el nu vine din a-i spăși, nu are nicio legătură cu el. De unde vine? Dar cine stă să caute? Spăsit, ce cuvânt tâmpit. Tâmpit, da. Da. Rezoluții, probabil că... E un cuvânt care va intra. Ca și locație, nu? Locația a intrat deja. A intrat deja? A intrat de mult. A intrat... Deci numai atenție dacă vă mai revoltați și dacă mai corectați. Degeaba. A intrat și determinare cu sensul de hotărâre. Da? Da.
dicționarul e acomodant și face loc, toată lumea tratează cu indulgență lucrurile și tratează în ceea ce se cheamă spiritul limbii. Adică limba evoluează ceea ce știm, ăsta deja e un truism, și evoluând trebuie să facem loc și anumitor cuvinte pe care le auzim foarte des. Acum, s-ar putea să auzim foarte des pe viitor dezacorduri. Nu sunt convins că ele vor trebui introduse în gramatică, dar n-ai de unde să știi. Sunt și probleme foarte mari. Silvia aici a stat de vorbă cu niște cetățeni și a întrebat de goals-uri. De fapt. Așa. De goals-uri pe care le-au ratat încă din luna ianuarie. Că, de fapt, de aici începe De aici începe chestia. Discuția. Ce okay. faci, mă, Mihai? Păi, dar nu vrei să te... Păi, tot timpul te fuții în emisiunea asta. Stai liniștit, te rog frumos. Să uite invitatul la tine. Îți zăpăcești. Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde. Spune-ne un obiectiv pe anul 2022 pe care l-ai ratat încă din luna ianuarie. Băi, ca să fiu sinceră, un obiectiv pe 2022 ratat este că mi-am promis să nu mai trăiesc în fugă și să nu mă mai stresez și să nu mai fiu pe autostrada către burnout. Dar nu mi-a ieșit și nu pot încă să gestionez volumul de muncă. Un obiectiv pe 2022 pe care l-am ratat încă din ianuarie a fost că mi-am promis să nu mă mai stresez atât de tare, că probabil o să mă îmbolnăvesc de stres dacă o mai țin așa cu facultatea, și că să aleg să prioritizez ceea ce contează cu adevărat în viață, gen, să prioritizez băutura. Am nimic persoane cu familia și din păcate tot stau și mă stresez cu facultatea. Alcoolul. Și nu prea pare că se reglează situația. Nu cred că mi-am setat niciun obiectiv pe care să-l îndeplinesc neapărat din ianuarie, dar speram cumva să mă înscriu la niște cursuri de MMA și m-am înscris, dar sper să se întâmple cât de curând. Un gol destul de ratat la începutul anului, dar acum pare să meargă foarte bine, este mâncatul mai healthy, ceea ce mi-a prins foarte bine și îmi prinde super bine și deja se văd și rezultatele, ceea ce mă face super happy și motivat. Și determinat, sper să continuăm tot așa. Din cauza pandemiei am început să mănânc mai nesănătos, dar now it's over, it's over și we start fresh. În ianuarie 2022 mi-am dorit foarte mult să-mi petrec noaptea cu un francez. M-am dus până la Paris și uite că n-am apucat. N-am avut când. Așa că sper că în februarie, martie, aprilie, am timp să recuperez dacă voi mai avea destinația Franța pe listă. Iar dacă nu, tu le français que vive en Bucarest et qui écoute Rock FM, call me s'il vous plaît. Morning Glory, Morning Glory. Băi, nene, fâșiu muncitorii. Bă, Silvia, unde umbli, bă, nene? Ăștia sunt ascultătorii, Răzvan, n-am ce să fac. Frate! Sunt și colegi de-ai noștri, să știi. Da, da, pe asta mă și îngrijorează, da. Bun, și că cele mai importante rezoluții, așa. Da. Dragoș Pătraru, vezi că vine dumul peste tine. Deci, să trăiască sănătos la americani, mă rog. Healthy, nu da. Sănătos. Să trăiască healthy, scuză-mă. Să live healthy. Da, așa. La urmă. Să îmbunătățire personală sau fericire, happiness. Da, fără stres. Pentru românii care ne ascultă. Și slăbit, lose weight. Lose weight-ul. Lose weight, da, într-un cuvânt. Da. Lose weight-ul 20%, astea sunt obiective înalte. Da. Și în rest, mă rog, sunt probleme din astea care țin de la de școala de subdezvoltare personală și setarea și atingerea obiectivelor. Și te zice că ia-ți un moment să te gândești la stilul tău de viață. Tu ai făcut asta vreodată, Radu? Hai să vedem dacă ai bifezi ceva din lista asta. Mă uit la tine, ești intelectual, ești apreciat. Toată lumea vorbește frumos despre tine, deși ai mustață. Lumea, da. Deci, da, n-am făcut în viața mea povestea asta. Simplu fapt că aud de expresia ia-ți timp ca să faci nu știu ce mă cristează. Ia-ți un moment! Sau ia-ți un moment, hai. Da. Noi suntem într-o realitate calchiată până la urmă, nu doar ca vocabular. Nu, eu nu mi-am luat momente niciodată. Acum, dacă mă întrebi rezoluții de genul ăsta, n-am avut și n-o să am. Poate asta ar fi una dintre rezoluții, să n-am niciodată rezoluții. Nu fixez obiective de genul să nu mai mănânc niciodată covrigi sau, știu eu, să merg numai pe trotuarul. Asta trebuie să fie obligatoriu. Da. Ai văzut ce a pățit polițistul ăla?
Am văzut. Băgat covrigi, băgat covrigi, frate, l-a pus jos. Sunt periculoși. Așa că nu. Și cred că viața fiecăruia trebuie să aibă o doză de imprevizibil, adică nu-ți poți planifica tot, nu poți să-ți compartimentezi în fiecare zi de când faci ochi până când te culci, fiindcă e unhealthy sau nehealthy, ca să zic așa, că s-ar putea să introducem și termenul ăsta, nehealthy. Da. Asigură-te că te vei distra în procesul de creare a noilor tale obiective. Măi, am văzut și eu pe un site un plan de ăsta de resetare, cum se spune, că și ăsta e un cuvânt la modă. Și bustare. Da, și bustare, și te apucă frigul. Adică în ultimele recomandări erau să ții lista undeva la vedere, în așa fel încât să fie primul lucru de care dai cu ochii, evident, după persoana iubită și animăluțul de companie. Eu am uitat să văd dacă e serioasă povestea, părea scrisă serios, ceea ce m-a crispat și mai mult. Pe urmă... Dar de ce trebuie să fie mic animăluțul? Animalul de companie. Animăluiu. Animalul de companie. Dacă e dog german, mai e animăluț? Elefant, nu mai e animăluț, da. Da, și dog german. Și dog german. Nici stegozaurul nu stă rău. Da. Pe urmă, ia-ți niște prieteni, niște suporteri și fă-ți o echipă cu care să consolidezi niște rezoluții. Deci lucrurile sunt razna total. Ce mai era? Că mai erau câteva. Da, oricum e antipatică povestea în sine. Și sigur, mi se pare mai degrabă o fiță. Vedem pe la alții că își fac liste. Asta e o poveste de aproape de Hollywood. Da? Vedem liste de... lucruri pe care vrem să le facem sau să nu le mai facem, și dacă le-am trecut pe o hârtie, înseamnă că ne și ținem de ele. Știi cum a spus, nu mai știu, Woody Allen a spus, dacă vrei să-l faci să râdă pe Dumnezeu, spune ce planuri ai. Cam așa și aici. Da. Cam așa și aici. Și că ai nevoie de o medie de 66 de zile pentru a forma un obicei nou. Așa. Ai nevoie de cel puțin 3 luni, pentru cei care nu știu ce înseamnă 66 de zile. Înțelegi. Da. În care să faci ceva diferit în fiecare zi pentru a crea noi legături în creier, dacă e. Mm-hmm. Așa, pentru că apoi să le faci automat. Da. Eu după aia nu mai încerc. Atât de simplu. 6 de zile. Ah, ok. Lucrătoare, calendaristice, nu se spune. Da. Ah, ok. Legate. Da. Păi dacă ai băut! Așa. Și după aia e important să și sărbătorești succesul. Câte zile? Da. Asta ne mai spun. Apoi poți crea cu încredere un alt obiectiv pe care să te concentrezi. Da. Dar măcar nu, adică totuși îți dau seama că totuși că această complexitate, nu e chiar fără limite. Adică frate, un obiectiv odată, nu două în același timp, că nu, să se păcește creierul, se complică enorm, sigur. Uite, cineva zice, anul ăsta mi-am propus că nu mai fac pipi nici la altul în mașină, nici pe vreo mașină. Ăștia sunt ascultătorii, să știi, da. Ușor de zis. Da, așa ne lăudăm. Da. Mulțumesc. Da. Și am zis că o să învăț să arunc lanțul de iubire, că mă tot provoacă diversi oameni. Dar nu o să-l învăț. Ți se pare că pot fi judecați oamenii, sau, adică ar trebui salvați oamenii care ajung să-și facă liste și nu, să... Nu. Trebuie să-și trăiască, în pace? Trebuie să-și trăiască fantezia, sigur, că nu dai păcat să intervii într-o armonie pe care eu o văd acolo și pe care n-avem noi dreptul să o fracturăm. Deci că mai trebuie să citești cărți despre construirea obiceiurilor sau vizionează videoclipuri motivaționale despre oameni care fac lucruri extraordinare. De exemplu, luăm un caz la întâmplare. Bukowski. Da. Bă, știa o treabă. Da. Omul a și băut. Da. Mult. Bă, da. A băut extraordinar. Nu ca alții. Nu mai zic de altele. Oh, dar e Parisul din Les Années Folles, da, din anii 20. Erau acolo tot felul de mari personaje, scriitori, soții, prieteni, în pragul orgiei etilice. Da? Adică odată la două zile, după trezirea din precedenta, începe altceva. Da, nu știu dacă asta e o rezoluție înțeleaptă. Mai degrabă nu. Mai avem unul. Vrei să mai ascultăm? Da, cum sunt. Fii atent ce peste ce a dat Silvia. Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde. Spune-ne un obiectiv pe anul 2022 pe care l-ai ratat încă din luna ianuarie. Pe 2022 mi-am propus să mă apuc de învățat, să iau și eu totuși bacul ăla. Dar vă dați seama ce bine mi-a ieșit. Dacă vineri la simulare m-am trezit după două ore.
Un obiectiv pe 2022 pe care l-am ratat în luna ianuarie și regret până în ziua de azi că l-am ratat, a fost atunci când trebuia să merg la o audiție de teatru și am avut atât de multe emoții încât am renunțat la idee. Un obiectiv pe anul 2022 pe care l-am ratat cu brio, aș putea spune, din ianuarie, a fost să mă apuc de învățat din timp pentru sesiune și nu cu maxim o zi sau două în cazurile bune înainte de examen. Drept dovadă, sunt acum la a treia cafea, am trecut abia prin aproape jumătate din materie și mai am mai puțin de 12 ore până la examen, dar vorba aia, noaptea e lungă. Mi-am propus în 2022 să adopt un stil mai minimalist, să nu mai cheltui banii aiurea, să încerc să mănânc mai mult acasă, să încerc să-mi iau haine mai puține și mai de calitate, dar după 30 de zile îmi dau seama că am sfârșit tot în restaurante, tot cu multe cumpărături și tot cu multe cheltuieli, așa că am eșuat în acest obiectiv, momentan. Ești un gras. Un obiectiv pe 2022, pe care l-am ratat din ianuarie, și următorul. Nu mi-am ținut promisiunea față de logodnicul meu, aceea de a ne plimba cel puțin o dată pe săptămână în aer liber. Tot în casă, la Netflix, cu kebab în mână, este mai bine. Chiar că se plimbă tot în casă. Un obiectiv pe 2022 pe care l-am ratat din ianuarie a fost să slăbesc. Mi-am făcut abonament la sală și nu m-am dus deloc. Poate din februarie. Morning Glory, Morning Glory, ciripesc privighetorii. Așa, ne scrie un ascultător: bună dimineața, lucrez într-un birou în Amsterdam și colegii mă întreabă de ce râd atât de mult. Am încercat să le explic, dar mai greu. Asta e, atât s-a putut. Andrei din Amsterdam. Andrei, ține sus munca bună. Ei, dracu, ei au nevoie de substanță ca să râd așa. La noi e râs natural. Dar substanțele lor se găsesc în piețe. Da, exact, da. Nu mergi la piață ca să râzi ca prostul. Bun. E mult mai, mult mai simplu. Noi avem o chestie cu lipicioșii, fii atent, Radule. Și lipicioșii sunt copii cam până în 6 ani, așa. Sunt mici lipicioși. După aia încep să miroasă urât când cresc și devin lupușori, știi? Dar vorbim cu lipicioși. Și nu mai sunt lipicioși? Ies din starea de lipiciozitate. Un pic, da, adică rămân așa, dar e ca un scotch care a mai fost lipit odată, știi? Se întorc doar când au nevoie. Ca ciorba de băut, am mâncat-o mai mult. Ăla de băut. Da. În fine, da, nu e foarte funny, dar asta e. Deci, în concluzie... Radu, odată zici că nu avem de ce să-i judecăm pe ăștia. Nu, nu, nici vorbă, nu. Dar în viața ta ai jurat ceva așa la sfârșitul anului? Nu. S-a întâmplat? Nu, nu, nu. Nu, așa, poate că mă gândesc, dom'le, n-ar fi bine ca... Dar n-are rost să-ți fixezi ceva calendaristic, adică de la 1 ianuarie sau de la 15 martie. Sau, de ce? Pur și simplu, în momentul în care simți nevoia să faci ceva ca să-ți fie un pic mai bine, nu trebuie să faci programatic. Nu trebuie să afișezi liste prin casă, să te uiți din când în când să vezi dacă n-ai sărit vreun capitol sau vreun subcapitol. Nu, pur și simplu îți vin dinăuntru lucrurile astea și îți poți schimba drumul fără manifeste, fără inițiative de propagandă, fără lucruri de genul ăsta. Nu, de ce? Adică mi s-ar părea caragios să mă autoprogramez așa, cu documente. Trecu vremea documentelor, totuși. Dar sunt foarte mulți tineri, iartă-mă, Răzvan, în ziua de azi, care își fac liste. Își fac liste pentru manifesting. Adică în fiecare zi deschid carnețelul sau agenda și își trec tot un fel de obiective pe care le au pentru următoarea perioadă. Și în felul ăsta se gândesc ei că ajung mai repede la rezultatul dorit. Dar le folosește povestea asta? Și sunt vloggeri în momentul de față pe YouTube. Da. Care promovează intens chestia asta cu foarte milioane de vizualizări. Adică nu știu dacă chiar funcționează, nu am încercat, dar se practică. Deci ar putea și manifesting să intre în curând în dom, vreau să spun. Intră categoric, da. Păi celelalte link era deja, copy-paste, intră multe. Și cum se scrie copy-paste? Ca în engleză. Da? E preluat cu tot cu cratim, adică nu e P-A-I-S-T și nu. Și copy, nu copy. Tu ai citit vreodată vreo carte din asta motivațională? Ai avut nu, resping ideea. Nici aia despre succes în viață? Aș introduce amenzi pentru cei care citesc așa ceva. Serios. Adică n-am nimic. Ai întâlnit oameni care citiseră și se vede? Da, da, se vede. Se vede grav la mulți. Da. Adică deja nu mai sunt ei. Deci literatura motivațională
te ajută să te malformezi, după părerea mea. Deși tu ai impresia că ți se face un bine. Și mai e ceva, noi traducem foarte multe literatură motivațională, termenul îmi repugnă, ăsta e cuvântul, dar traducem după o rețetă care s-ar putea, dintr-o rețetă care s-ar putea să nu se aplice aici. Adică literatura motivațională din America anilor 80 s-ar putea să nu meargă aici, în anul 2022, s-ar putea să nu meargă în Grecia lui 2018 și așa mai departe. Deci noi preluăm niște modele, testate poate acolo, cu succes și le aducem aici, obligându-le să aibă succes și aici, ceea ce nu e deloc obligatoriu. Da, există o profundă categorie de cetățeni, numeroasă vreau să spun, dar cu multe straturi, care își dorește, admiră modele de plastic, admiră viața înfășurată în folie, admiră strălucirea asta superficială. Uite la televizor cât plastic vezi, da? Acolo unde altă dată era altceva. Tu dar știi acum... că Mihaela Rădulescu și-a stricat cizmele Chanel? N-am aflat. Fofăr Chanel? La fermă? Zău. De-a nebunești. Nebunești, lucrurile simplu. Să încep să mă uit. Nu, eu nu mă uit la asta. Mă uit și eu, dar nu la asta, mi-a scăpat. Eu încă sunt în priza acelei știri că s-a furat statuia. Aia lui Ștefan cel Mare? Da. Mi se pare, nu mi se pare neverosimil, pentru că acum vreo 10-15 ani, doi bosnieci au furat un pod. Nu-i... E ceva să furi un pod, l-au demontat așa, era un pod de piatră, ca în cântec. Cărămidă cu cărămidă, bucățică cu bucățică, el aia peste un pâriaș. Și la un moment dat n-a mai fost. Nu știu ce au făcut cu materialul, dar l-au furat. Povestea asta cu statuia mi se pare ceva somptuos. E altceva și, da, și era, da, și da, destul și era de grea. O statuie mare, da. Da, o tonă jumate, da. Bronz, nu e chiar... Încerc să mă gândesc la un modus operandi, cum au făcut. S-au dat drept de la nu știu ce serviciu... Așa să fără bijuterii, iartă-mă. Da, bă, aia poate oricine. Sau pase. Fură, nene, ceva mare, dacă te fură bijuterii, trebuie să intri într-un... Da, nu neapărat într-un muzeu, nu. Da. Poți și într-un magazin. Da. Să vedem ce urmează, că după ce fură o statuie, ce urmează? Să fură o clădire. Una caret. Da? Și mie mi se pare, da, cel puțin tulburător, dar zic așa că... Dacă asta le-a plăcut oamenilor să fure. Da. Băi, apropo de mulțumire, crezi că, de fapt, oamenii care trăiesc așa cu lista aia lângă ei, cu biciul în mână, cu guru care le urlă în căști, fă aia, drăge aia, iar te-ai deconcentrat. Mamă, n-ai înțeles nimic. Concentrează-te, ridică-te, trezește-te, fă meditație, du-te dracu, fă yoga. Ești frumos, ești bogat, ești sănătos, cel mai tare. Deci, crezi că acolo e multă nefericire? Adică un cap pe loc de așa ceva, de trăire autentică, de... jegul dezordine, un pic de jeg, nu zic jeg. Un pic de murdărie așa, un pic de dezordine. E un pic de neclaritate de în mintea lor. Da, categoric, păi fără asta n-am mai fi noi. Dar mă gândesc că povestea asta, protezele de tipul ăsta, îi ajută pe oameni la ceea ce se cheamă creșterea stimei de sine, că altceva nu văd. Nu? Sunt oameni care trebuie să li se spună că sunt frumoși, că au talent, deși n-au. Că viața e așa și pe dincolo, că după mâine urmează poimâine, că poate nu știu ei și poate trebuie să li se spună. Da, ființa omenească are multe mecanisme pe care noi nu le înțelegem, printre care și mecanismele astea de auto-împăunare, de catifelare a contactului cu realitatea, mai ales când vii dintr-o lume vitregă, mai ales când ai avut episoade neplăcute, pentru că sunt oameni. Eu nu-i judec, n-am dreptul să-i judec. Și sunt atâtea comportamente încât noi nu le putem sistematiza. E adevărat, dacă mă întreb, eu nu m-aș orienta niciodată după ceva așa zis motivațional. Nici din înțelepciunea dobândită la televizor, nici din cărțile care se ocupă cu asemenea lucruri. Mi se pare că dacă ai discernământ, și eu mă pretind un om cu discernământ, poți să-ți conturezi singur o hartă și un drum în viață și să nu ai nevoie neapărat de asemenea produse. Cred că în cercul mincinoșilor, dacă mai ții minte cărticica... Lucarier? Da. Da.
Era o poveste pe care am auzit-o inițial. De fapt, sunt multe povești acolo pe care le-am auzit de bancuri. Și asta era cu doi prieteni, foști colegi de liceu, școală generală, mă rog, care se întâlnesc după multă vreme și unul dintre ei era foarte bogat. Și îl ia pe celălalt să-i arate posesiunile lui. Și îi arată mașina, un Rolls, superb, șofer, asta e mașina mea, asta e șoferul meu, ăsta e drumul care duce spre proprietatea mea, intrăm pe proprietate, astea sunt porțile, aici ăsta este domeniu. Și merg o oră pe domeniu, astea sunt pajiștele, asta e pădurea de stejari, aici caut trufe, aici merg eu la vânătoare cu câinele meu, acolo sunt plantațiile mele de legume, și pentru că nu mănânc decât legume din grădina mea. Se vede, ăla este castelul meu, parcăm în față, aceștia sunt servitorii mei, cei care ne întâmpină, ăsta este barul meu cu băuturi de la 1800, aici este sala de mese, aici este sala de bal, hai să-ți arăt dormitoarele, urcă, ăsta e primul meu etaj, ăsta e al doilea meu etaj, asta este colecția mea de tablouri, deschid o ușă, nevastă sa era în pat cu unul și zice, și ăsta sunt eu. Bun, bun. Foarte bun, foarte, foarte bun. Acum eu mai salvez tot felul de prostii de pe internet și pagini de Facebook, mă rog, fac prin screen-uri. Și apropo de mulțumire, de succes, de obiective, știi? Cred că aș încheia cu un print screen, pagina de Facebook a unui domn, al cărui nume nu va fi menționat. Nu știu, am dat cu totul din întâmplare peste chestia asta. Și zice așa. Sunt cel mai fericit din România. Am casă, am o soție, am copii aranjați, am nepoței. Mulțumesc, Doamne! Și-a îndeplinit mandatul. N-am rezoluții. Nu. Nu există 1 ianuarie pentru mine. La revedere. Mulțumim, Radu. Plăcere. Doamne ajută, mai scos vreo carte? Că am și uitat să te întreb. Tu ești scriitor. Da, da, da. Așa mi s-a spus. O să iasă ceva prin aprilie. O carte care se cheamă Noi suntem români, nimeni nu-i perfect. Este un... un lucru greu de contestat. Ai stat iarăși, te-ai uitat la televizor? Nu. Și ai notat? Nu e o carte de e ficțiune? Citate. Nu, sunt niște articole, niște texte critice, să zicem, ironice, iarăși să zicem. O să apară și o reeditare a unui roman pe care eu l-am scris prin 2008 și luna viitoare, nu, luna asta, că suntem deja în februarie, o să apară reeditarea, el se cheamă Cu inima smulsă din piept, apare o ediție nouă. Bravo. Și cam asta. Ești tradu. Talentat. Da, promit. Ce să zic? Adică... Ești talentat. E pe calță rânul tău cum. E bine, te descurci. Da. Adică da, ai servici acolo, da. E mișto. E frumos, da. Nu trebuie să pontez, ceea ce e și mai simpatic. E bine. Deci, dacă nu trebuie să pontez, n-ai obiective, pe scurt. Un om fără obiective e ca peștele fără bicicletă, ca să îl cităm pe domnul nostru Eugen Ionescu. Mulțumim, Radu Paraschivescu. Doamne ajută să rămânem așa, fără ultimii oameni, fără rezoluții, fără nimic. Da. Să ne bucurăm și să trăim bine. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. O să vă lăsăm cu Ciprian Muntele. Acum, nu numai că am eu portret primit din Franța, dar are și el portret, că, na, el, de fapt, este adevăratul. Mi-a trimis un domn, a zis, roșcat în vacanță. Și a pus portretul lui Muntele peste portretul meu, a îmbrăcat portretul meu, pentru că atunci când eu sunt în vacanță, Muntele face treabă. Deci, el e adevăratul roșcat. Când ești în vacanță, ești la munte. Da, exact. Da. Și... de fapt, ne-am gândit că numele tău, dacă ar fi fost franțuzez, se pronunța Muntel. Și... n-am vrut doar să știi că ne gândim la tine. Atât. O să vă lăsăm cu Ciprian Muntele, urmează Boariu, apoi Hrubaru. În general, ascultați aceeași muzică de neascultat, dar asta înseamnă Rock FM. Asta ați ales să vă placă, sau asta v-a zis îndrumătorul vostru de subdezvoltare personală.
E ziua lui Cristi Dumitrașcu, emisiunea de folk, care a propulsat Rock FM pe primele locuri în topul audiențelor bucureștene și, nu mai zic, ne-a ajutat și pe noi să ajungem numărul 1 pe publicul comercial din București. Mulțumim, Cristi Dumitrașcu, mulțumim, folk bun. Fără folkiști, Rock FM ar fi mai sărac. Ce bagie! Vă mulțumim foarte mult. Ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Și ca de obicei vă asigurăm că v-am spus bună dimineața. Abia am așteptat să vă spunem la revedere. Și ați ascultat, în cazul în care sunteți chiar în ultimul hal sau ați avut un AVC. Morning Glory, Exarhu. Și de aceea vă spunem dimineață binecuvântată și spor la cafeluță. Și nu în ultimul rând, încă o dată, ca să înțelegeți că s-a încheiat chiar emisiunea, It is good from the side. This is Morning Glory.